Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare pe plan sentimental de data aceasta pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent în Zodia Fecioară. Ce faceți? Sper că sunteți bine! Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. Și sfatul meu este să vă gândiți la o persoană dragă vouă și să descoperim în ce fel de relații vă aflați și ce va fi în viitorul apropiat. Haideți să vedem pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent în Zodia Fecioară, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei în fața micilor ecrane. Haideți să vedem. Aici văd în ce privește partenerul sau partenera sau persoana la care vă gândiți dumneavoastră. E nevoie să aveți o conversație sinceră, de la om la om, să spunem așa, să comunicați deschis, să spuneți ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, ceea ce nu vă place. Haideți să vedem, mai vreau un mesaj pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent. Da, au ieșit foarte multe, jumate de pachet. Pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent, Zodia Fecioară. Dacă mai dorește să iasă un mesaj, da, mai ieșit. Ok, da, dar mai durează împăcarea. Dacă vă gândiți la împăcare, mai durează aici, pentru cei care sunteți într-o pauză, separare sau despărțire. Zice să exprimați onest unul altuia sentimentele voastre, ceea ce simțiți, ceea ce gândiți. Unii dintre voi poate aveți doi copii, doi gemeni. Trebuie să aveți o conversație sinceră. Sau s-a întâmplat aici ceva în care v-a despărțit sau v-a separat. Ați avut o conversație seara, noaptea, care poate unul din celălalt nu vrea să audă sau poate nu v-ați auzit unul cu celălalt, în sensul că dumneavoastră spuneați ceva, cealaltă persoană nu auzea ceea ce spuneați și mergea înainte cu părerea sa sau cu discuția sa și spuneați ceva și nu vă auzea această persoană, nu a fost receptivă la ceea ce a spus dumneavoastră. Aici văd că cred că va fi o conversație sinceră între dumneavoastră și această persoană, să comunicați deschis și să exprimați onest ce sentimentele unui celuilalt, să spuneți ceea ce simțiți pentru această persoană sau această persoană ceea ce simte pentru dumneavoastră. Va fi o conversație sinceră, poate nu doriți sau această persoană nu dorește, dar este nevoie aici. Este nevoie de acest lucru. Sau dumneavoastră cu această persoană, în momentul de față, conversații sincer. Da? Spuneți sincer ce aveți de spus. Pentru alții sunteți într-o pauză. Văd că o persoană din trecut se întoarce în viața ta. E posibil această persoană cu care ești certat, separat, în pauză sau despărțit, se va întoarce în viața ta. Văd o împăcare între tine și această persoană. Dar vreau să zic că tu sau ea sunteți persoane credincioase, spirituale, care vă conectați cu divinitatea, intrați în legătură cu angelii sau vi se trimite semne sau credeți în îngeri, în protecția îngerilor, văd protecție, da? Dacă aveți dubii, norișori acolo în mintea noastră, aveți dubii, îndoieli în ce privește despărțirea cu această persoană, văd o împăcare. Unii dintre voi văd că veți lua avionul, veți face o călătorie sau veți merge peste hotare sau vă doriți acest lucru. Sau o persoană din trecutul tău se reîntoarce în viața ta și văd o împăcare cu această persoană. Văd aici o persoană care dorește să te protejeze, să te susțină, să te ajute. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol în momentul de față pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent din Zodia Fecioară. Pentru Zodia Fecioară, pentru toți cei care mă urmăriți în momentul de față. Veți primi bani, dragii mei. Aici văd o familie unită, stabilă, pe termen lung. Puneți bani deoparte, lucrați ambii la acest proiect sau proiect de viitor pe care îl aveți pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră. Ați făcut o investiție, poate vă interesează să puneți bani deoparte. Văd că veți câștiga, veți avea un noroc. Este o relație stabilă unde aveți planuri în comun, proiecte în comun, unde vedeți lucrurile în același mod, ca și cum mergeți amândoi la aceeași căruță.
Și văd aici că este o relație norocoasă pe plan financiar, în sensul că îi purtați noroc sau această persoană vă poartă noroc. În ce privesc acest proiect pe care îl aveți, este o relație norocoasă. Văd și un noroc, o răsplată pe care o veți avea. Poate această persoană vă oferi o sumă de bani sau dumneavoastră veți câștiga o sumă de bani la loterie sau dacă, nu știu, jucați sau poate primiți o sumă de bani din trecutul dumneavoastră care a întârziat să apară. Văd noroc. Noroc. E o persoană norocoasă la bani sau dumneavoastră. Văd că veți dormi mai bine, vă veți împăca cu această persoană, văd că veți visa vise plăcute sau veți dormi mai confortabil, veți reuși să dormiți mai bine noaptea. Unii dintre voi poate dormiți cu copilul dumneavoastră dacă aveți un copil, alții văd că vă veți simți satisfăcuți de o situație anume, că ați trecut pragul acelei neplăceri. Veți reuși să dormiți bine noaptea fără să vă mai gândiți la tot felul de gânduri negative, tot felul de situații negative, la tot felul de negativ, să spunem așa. Adică văd că veți reuși să vă odihniți cu adevărat, să spunem așa. Și văd că veți regăsi pacea, tranquilitatea. Veți reuși să vă relaxați citind o carte bună sau uitându-vă la un film. Vă veți relaxa pentru că văd că veți avea noroc la bani, la un proiect, la o sumă de bani sau veți avea noroc și veți reuși să dormiți mai bine și să vă relaxați cu adevărat. Haideți să vedem, sau poate persoana care vă gândiți, văd că este o persoană liniștită, calmă, în pace. Această persoană lucrează la aspectul ei financiar, lucrează la stabilitatea sa financiară, își dorește independență financiară, își dorește să pună bani deoparte și visează foarte mult. Vrea să pună capul pe pernă, să doarmă liniștit sau liniștită, vrea să fie independentă financiar. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat, dar aici văd că cineva are o mască. Persoana la care vă gândiți sau dumneavoastră aveți anumite secrete sau este unul dintre voi care are vicii, dependențe sau care manipulează, e o persoană toxică sau e o relație de dependență aici, da? Care poate produce, de dependență unul de celălalt, poate produce o toxicitate sau cineva vrea să aibă controlul asupra celălalt, este posesiv sau gelos și acest lucru sau e posibil să fi trecut printr-o decepție pentru că persoana aceasta sau dumneavoastră sunteți mai lunatici, mai confuzi, mai indeciși. Dar totuși cineva are o mască aici. Poate dumneavoastră sau această persoană este o persoană lunatică. Nu știu, dimineața se trezește lunatică, seara este disponibilă, zâmbetul pe buze sau, nu știu, când vă aflați, e totul bine și într-o secundă se schimbă. Da. Haideți să vedem în viitorul apropiat ce se va întâmpla între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți. Da. Aici poate a fost o aventură sau această persoană este mai nebunatică, s-a întâmplat o situație pe care un caos care v-a luat prin surprindere. În viitorul apropiat văd că poate doriți să mergeți într-o nouă aventură, va fi un nou început, este clar, între dumneavoastră și această persoană, vi se spune să vă urmați inima, dar văd că așteaptă sau așteptați. Alții doriți să mergeți într-o călătorie împreună, să plecați într-o nouă aventură, nu știu, poate cineva așteaptă o veste din trecut într-o zonă muntoasă. Cineva așteaptă să primească răspuns dintr-un oraș, o țară din trecut sau să faceți călătorie într-o zonă din trecut unde este munte. Și cineva aici văd că vrea să exploreze, să înceapă o nouă aventură, să plece într-o călătorie. Vrea să văd aici că este perseverent sau perseverentă această persoană? Zodia vărsător poate avea un rol important. Gemeni în balanță.
rac, fecioară, capricorn. Aici văd că este o persoană care perseverează, trece peste orice obstacol, peste orice provocare sau dumneavoastră. Și cifra 2 poate avea un rol important. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat între dumneavoastră și această persoană. Viitorul apropiat. Da, aici văd în viitorul apropiat că este nevoie de bunătate, de ajutor, de susținere. Cineva va avea nevoie de ajutor aici. Și văd că divinitatea va fi acolo, alături de el sau de ea, puteți fi dumneavoastră sau această persoană, de ajutor, de susținere, de bunătate. Cineva va avea nevoie de acest lucru. Văd că există o a treia persoană sau o interferență din afară care a produs suferință. În viitorul apropiat, cred că veți comunica sau veți discuta despre acest lucru sau persoana la care vă gândiți se gândește că sunteți într-o altă relație sau că există un dușman sau o dușmancă care poate interveni în relația cu dumneavoastră. Parcă cineva flirtează pe la spate. Și văd că cineva aici are o dorință în ce privește o mașină, o călătorie, în ce privește ține la o mașină sau la o motocicletă, culoarea roșie poate avea un rol important. Cineva vrea să-și cumpere o mașină. Cineva aici văd că va fi distras sau de o a treia persoană. Sau veți discuta de o situație care v-a produs această suferință din cauza unei dușmance sau din cauza unei dușmănii, din cauza unei interferențe din afară. Și cineva a rezolvat de ceva cu o mașină sau de schimbat o piesă la mașină în viitorul apropiat. Văd că prietenii pot avea un rol important. Veți primi o invitație. Prietenii vor veni în vizită sau veți merge în vizită sau veți fi invitați să mergeți la o reuniune cu prietenii. Văd că vă veți bucura de compania acestor persoane, de prietenele dumneavoastră sau de prietenii dumneavoastră. Și aici văd și că veți primi un sfat în ce privește regulile sau veți primi un sfat bun de la o persoană înțeleaptă, o persoană deșteaptă, inteligentă, să spunem așa. Văd că veți primi vești bune, veți comunica bine cu această persoană, va fi un miracol, o surpriză plăcută. Și de la o persoană care face calcule sau poate are un job și lucrează independent, cu un prieten sau veți face calcule dumneavoastră cu prietenii și văd vești bune în ce privește un plan, un proiect, un ceva în care vă faceți calcule și pentru văd un nou început, un nou proiect în ce privește o sumă de bani, ceva de roade, începe să crească în ce privește familia dumneavoastră, originile dumneavoastră. Văd foarte multă creativitate, talent. Interesant. Poate unii dintre voi doriți să veți primi vești bune din partea persoanelor din familia de origine. Cineva aici văd că va fi mai atent, va obedi sau va accepta mai bine va accepta anumite sfaturi din partea prietenilor. Comunicări pozitive împreună cu partenerul, partenera și în ce privește banii, proiectele dumneavoastră, tu și cei dragi sunteți în siguranță. Dacă aveți dubii,
nu aveți de ce, pentru că sunteți în siguranță. Probleme în familie aici. Probleme în ce privesc investițiile familiei. Sau chiar pe plan sentimental. Da. O problemă personală este pe punctul de a fi rezolvată. Deci se va rezolva această problemă în familia dumneavoastră sau în relația cu partenerul sau partenera. Au vrut să ia să le iau. Aici zice că nu lăsa trecutul să devină un obstacol în calea ta, în calea viitorului tău. Norocul este de partea ta. Te așteaptă un rezultat în care toată lumea va avea de câștigat. Deci îți vei regăsi echilibru, zodia săgetător, balanță pot avea un rol important, vărsător, leu, rac. Văd că se va reechilibra căsătoria ta, relația ta, contractul de muncă, vei obține acel contract, armonia va reveni în relația ta sau în acel parteneriat. Dar e nevoie de câteva ajustări, da? Să repari aici ceva. Și munca grea de până acum începe să dea rezultate, va da rezultate, veți primi vești bune în ce privesc banii, investițiile dumneavoastră, la ce ați muncit până acum. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare, să fiți iubiți, la revedere, sănătate!